care se pregătește să execute. Mingea se duce și este gol pentru Dinamo. Marius Nicolae deschide scorul la Galați. Eroare impardonabilă a defensivei gălățene. Macalambe are partea sa de vină, dar cred că Tudorie l-a încurcat pe portarul Oțelului. Vom înțelege la reluare ce s-a întâmplat cu adevărat la această fază. Unul dintre cele mai simple goluri înscrise de Marius Nicolae în cariera sa. O minge care se duce pe marginea careului de 6 metri. E o ieșire greșită a portarului Oțelului. Nu l-a încurcat nimeni, s-a încurcat singur Macalambe. Îl vedem acolo pe Solomu, care nici n-a sărit pentru că n-avea nicio șansă într-un duel pe sus cu Marius Nicolae și indecis.